Și cine ești tu? Vorbești un pic. Gabriela. Gabriela, câți ani ai? 10 ani. 10 ani. Nu ți-e frig? Nu. Nu ți-e frig? În ce clasă ești, Gabriela? În a patra. Și cum e la școală? Bine. Ce-ți place ție cel mai mult și cel mai mult la școală? Matematica. Foarte tare. Înseamnă că ești o fetiță, te descurci foarte bine, nu? Da. Și cine te ajută pe tine la teme, Gabriela? Sau n-ai nevoie de ajutor? Fac singură. Aș singură. Lângă tine cine e? Sora mea, Ruxandra și Daniel. Ruxandra, bună seara. Bună seara. Tu câți ani ai? 8 ani. Și ești în clasa a? În clasa întâi. În clasa întâi. Și cum e la școală, Ruxandra? Matematică. Tot matematică și tu. Deci la școală, pentru școala înseamnă pentru tine matematică. Dar, nu știu, vă jucați la școală? Aveți timp sau nu prea? Nu prea, nu. De ce vă pune doamna, domnul să învățați? Ce faceți? Facem multe exerciții. Aveți multe teme acasă? Da. Cam cât timp stați la teme acasă? Cam o oră, două ore, cam atâta. Și trebuie să vă grăbiți ca să le faceți în așa fel încât să nu se întunece, nu? Da. Ca să nu le scrieți la lumânare. Ia să vedem, mergem mai departe și lângă Ruxandra, cine e acolo? Daniel. Daniel. Ruxandra, îi dai un pic microfonul lui Daniel să văd dacă vrea să vorbească cu mine? Da. Bună seara, Daniel. Bună seara. Ce mai faci? Bine. Cam cât de bine? Foarte bine. Daniel, tu mergi la școală sau ești încă la grădi? În grădiniță. La grădiniță, la grupa mare? Da. Și cum e la grădiniță? Îmi povestești și mie ce se mai întâmplă pe acolo? Sunt copii răi. Serios? Dar de ce sunt răi, Daniel? Pentru că ne bat. Te bat copilașii? Da. Dar v-ați certat sau de ce te bat copilașii? Râde de noi că suntem săraci. Să știi că colegii tăi, dacă se uită acum la grădiniță, eu cred că sunt invidioși pentru că ei n-au ajuns niciodată într-un platou de televiziune și voi sunteți aici. Și o să aveți posibilitatea când vă duceți acasă la grădiniță și la școală să le povestiți că aici sunt lumini multe. Și uite, sunt colegi care au niște aparate așa mari, care sunt niște camere, și cu aparatele alea ne filmează pe noi. Și Daniel, te rog să faci acum cu mâna la cameră. Cu mâna la cameră, tati. Mâna la cameră. Tati. Așa, așa. Și spune-le să nu mai fie răi cu tine, da? Că tu, uite, că ai ajuns la București, da? Vorbește la microfon, tati. Bună ziua. Bună ziua, așa. Cum îl cheamă Daniel pe frățiorul tău? E, pe frățiorul. E fetiță. E tu însă scurt și eu am crezut că e băiețel. Teodora, câți ani are? Știe să vorbească? Da. Spui, da. Teodora? Daniel, uite, hai să te fac ajutorul meu în seara asta, da? Ia